La celere a multor dintre voi am decis să fac un jurnal de sarcină. Chiar mi-ați insistat mult pe tema aceasta și nu am idee cum o să-l fac, ce o să fac, ce nu o să fac. O să vă povestesc așa pe parcurs cum decurge sarcina mea. Astăzi este vineri. Astăzi, da, exact astăzi împlinim 6 săptămâni. Am aflat săptămâna trecută joi că sunt însărcinată și a fost o autoreacție. O reacție ciudată, spun eu acum, dar totuși probabil a fost normală. În acel moment a fost normală reacția mea. Ce pot să vă povestesc? Am fost ieri la medic, am fost la moașă, se spune aici, și m-a ținut în povești, mi-a explicat, chiar m-a sfătuit să nu mă iau după nimeni, pur și simplu să-mi trăiesc sarcina și dacă am nelămuriri să merg la ea. Să nu mă iau după alte persoane care cunosc, care îmi spun că au trecut prin X sau prin Y. Să nu mă îngrijoresc, sunt destul de îngrijorată de tot ce mi se întâmplă și toate transformările care o să sufere corpul meu, de coșurile care mi-au apărut, de oboseala care o am, e ciudat. Pot spune că, un exemplu, nu mai pot să mănânc lapte deoarece mi-e rău de la lapte și uite că eu mâncam lapte înainte, la fel mi se întâmplă și cu puiul. Tot ce mănânc îmi vine așa înapoi, toată ziua simt că mâncarea zici că nici nu se digeră. Nu am pofte în special, chiar nu sunt pofticioasă. Mi-am cumpărat mai înainte o înghețată pentru că am văzut-o și am zis hai să-mi iau o înghețată, dar nu. Nu am de moment pofte și să vedem ce se mai întâmplă. Deoarece e devreme încă să spunem despre pofte, grețuri și alte chestii. Da, mă trezesc obosită, am impresia că mă trezesc mai obosită decât mă pun la somn și chestia asta nu-mi convine deloc. Ai, a fost o zi. Ce-i mai? Ce vrei mai? Vrei un pic de iubire, da? Și tu vrei un pic de iubire, și tu. Cred că vorbesc cu ei, așa-i? Tu crezi că vorbesc cu tine, da? Hai, atinge-ți-vă, hai. A început să se joace pisicii. Am intrat, cred că la 10, 10 jumate în casă, cam așa ceva. Și lasă-l în pace, hai. Am intrat târziu astăzi în casă și sunt varză, sunt obosită, am mâncat niște mazăre în sos și n-au știut altceva de făcut decât să se bată aici lângă mine. Acolo i-am pe toți trei. E oribil, deci e oribil. Am început să-mi iasă coșuri. Mi s-a dereglat. Mi s-a dereglat de tot corpul. Și asta este. Mâine mai facem o tură până la casa nouă, mai ducem lucruri, așteptăm să ne aducă mobila și deja am zis că ne luăm lucruri din bucătărie ca să stăm să mâncăm acolo, să că nu știm la ce oră să vină ăștia cu mobila, poate o să vină la 9 dimineața, poate o să vină la 12 după amiaza. N-am idee. Au zis că o să vă sunăm noi o oră înainte, da. O să ne sune sau nu? Noi trebuie să fim acolo. Așa că mergem mâine, nu mă lasă banditul ăsta să-l curăț la ochi, m-a zgâriat mai înainte. Am reușit să-l curăț la ochi. M-a lăsat în sfârșit. Dar uite ce față are, deci are o față de... Și e groaznic, nu știu ce să facă. Uite,
Trece ăsta de aici, mi apare altul. Aici am avut altul, deci... E groaznic. Încep să experimentez schimbări ale corpului meu și mă simt că în continuu cineva îmi trage așa de piele, așa, ca și cum îl face așa. Și mă simt ciudat. Da. Asta este, nu sunt prima persoană care trece prin chestiile astea. Așa că nu am de ce să mă vai și să mă plâng. Faza e că am mai spus toate mâncărurile îmi pică prost. Acum iar am mâncat și simt că... Simt că vrea să vină înapoi mâncarea, dar asta este. Cam atât. Am nevoie să dorm și nu reușesc. Mie îmi place mult să dorm pe burtă și acum zici că mi-e frică, zici că mai așa cu gânduri ciudate, dar dacă dorm pe burtă și se întâmplă ceva. Nu cred că are ce să se întâmple totuși, dar... Ne-au adus în sfârșit patul. E un pat imens, e un pat de 1,50. Și mai avem de montat un dulap, ce l-am cumpărat ieri. Și ne-a adus canapeaua în sfârșit. Wow, deci abia mă așteptam momentul ăsta. Nu știm încă cum o să poziționăm canapeaua în sufragerie. Avem și scaunele. Masa e din sticlă, iar scaunele sunt aceeași culoare cu canapeaua. E super tare. Ieri am fost la o doamnă la care am cumpărat un dulap de la ea și mi-a făcut primul meu cadou pentru bebeluș. O babețică foarte drăguță. Este o babețică care se pune și pe mână. Eu când am văzut a rămas trăznită, este chiar primul cadou pe care l-am primit eu pentru bebeluș de la o persoană străină. Wow! Este o chestie foarte, foarte tare. Uf, sunt foarte obosită. Mă moleșesc repede și mi-intră foamea repede și incredibil. Ca să faceți o idee, cred că se aude în ecou. M-am pus să curăț baia de sus. Am curățat chiuveta, WC-ul, bideul. Mai am bani încă de curățat și sunt praf. Deci sunt foarte obosită și sunt de când la 6 săptămâni și o zi. Să vă arăt cu ce curăț eu baia. Cu domnul Mr. Proper, la noi în țară. Cu Sanitol, care dezinfectează. Și cu Chili Bang îl folosesc decât în... Dacă nu pot să scot ceva murdărie sau rugină sau chestii genul. Tocmai ce îmi lipsea, m-a luat gripa și 2 zile am stat la pat, nu am putut să mă ridic din pat, efectiv, nu puteam nici să mănânc. Mi-a spus doctorița de familie, ceea ce trebuie să faci este să aștepți, cel mult să iei paracetamol la fiecare 8 ore. Și atât. Deci trebuie să aștept să treacă de la sine și am corpul înțepenit, practic. Deci mă cam întârzi cu vlogul ăsta de sarcină, dar asta este. Vreau să-mi fac bine, să mă recuperez, pentru că este un vânt afară, e groaznic. Deci e groaznic. Nu știu dacă se observă, dar... Nu se observă, dar e groaznic de frig afară. Se presupune că sunt mai bine cu gripa, chiar dacă strănut foarte mult și am toată partea asta iritată. Nu mai am nasul înfundat, dar îmi curge nasul într-un fel și mă doare tot corpul. Deci chiar o să fie un jurnal de sarcină, cel puțin săptămâna asta, groaznic. Și pisoiul îmi zgârie cutia de carton. Ia-ți genunchiul din cadrul meu, te rog frumos. Așa, deci fața mi-e distrusă, sunt plină de coșuri. Zici că sunt în perioada adolescenței. Sunt obosită într-una. Mai, soi, mai mulți. Sunt obosită într-una. Nu pot să mă odihnesc noaptea. Mă trezesc noaptea de vreo 3, 4, 5 ori. Mi-amintesc lucruri sau pur și simplu nu mai pot să dorm. Și
E ciudat, e foarte ciudat. Nu pot să iau decât paracetamol, nu pot să iau nimic altceva. Mi-a spus doctorița clar să aștept să-mi treacă, așa că aștept de 1, 2, 3, 4 zile aștept să-mi treacă și să vedem cât timp o să mai aștept. Mi-a trecut gripa în sfârșit. Cel puțin asta zic eu, că mi-a trecut gripa. Mi-a durat o săptămână și 3 zile, ca să vă faceți o idee. Și nu a fost foarte minunat. Încă mă mai simt așa moleșită și am nasul înfundat, dar nu. Nu e atât de grav. Chiar am trecut peste gripă destul de repede. Și am pofte ciudate, am pofte foarte ciudate. Astăzi dimineața m-am trezit. Râdea soțul de mine, m-am trezit dimineața. Și aveam așa în... Aveam un gust de fasole frecată ca la mama acasă. Și până la urmă, după masă, trebuie să-mi facă soțul. Și îmi vin așa gusturi ciudate și mirosuri ciudate, așa de la nimic. Stau în casă, în cameră, cu ușa închisă, că n-are de unde să-mi vină niciun fel de miros și... Mă înspăimântă faptul că mai sunt... 1, 2, 3, 4 zile. Mai sunt 4 zile până ce merg în țară și în țară e frig. E somn. În țară e mult mai frig decât aici și mi-e frică că o să mă întorc iarăși bolnavă de acolo. Da, asta este. Din gripă în gripă o să dau. Ce să vă mai povestesc? Mă simt ciudat. Chiar am momente când ridic o sticlă de 2 litri de apă și zic, cât de grea e. Și nu mi se pare mie normal chestia asta. Nu am idee cât m-am îngrășat, uite, vezi. Și nu m-am mai cântărit. O să mă cântăresc mie dimineață, nu vreau să mă cântăresc seara. Până în chestia asta am și mâncat și... Nu. Ce să vă povestesc? Am trecut deja de 7-a săptămână și ne facem și noi mari. Sunt curioasă cum o să fie în continuare, cum o să se comporte, cât de mare o să-mi crească burta. Până la urmă sunt foarte curioasă. Dar mai este, încă mai este și zici că timpul trece așa de încet. Chiar mă gândeam că o să treacă mai repede sarcina, dar nu. Nu. Și devin din ce în ce mai iritată la mirosuri și chiar la parfumurile mele și a trebuit să schimb balsamul de rufe pentru că nu... Deci chiar nu mai puteam să-l suport. Și să vedem prin ce schimbări o să mai trec. Sunt chiar foarte curioasă. Am fost și mi-am pus gene din nou, în sfârșit. Am reușit să-mi fac timpul și răbdarea necesară ca să-mi pun gene. E diferit să mergi însărcinată să-ți pui gene, pentru că nu poți să stai în aceeași poziție mult timp. Și... Era amuzant, trebuia să mă mișc într-una și trebuia să-mi pun, să-mi acopăr spatele și burta, că mi-era frig, niciodată n-am pățit chestiile astea, a fost chiar tare. Și ce să vă spun, mâine merg în țară și am să continui vlogul de pe acolo, nu cred că mai este mare lucru să arăt pe aici sau să vă spun ce fac eu pe aici. Mă simt bine, nu am neapărat pofte, nu am grețuri, sunt decât obosită, dar chiar dacă sunt obosită, fac viață normală. Sper să nu vină răul acum în țară. E prima mea excursie însărcinată. Nu știu cât de bine o să mă aud. Sunt în stația de tren din Barcelona. Aștept să vină trenul. M-a lăsat aici un tren. Și aștept să vină trenul care o să mă lase în aeroport ca să iau după avion. Obosesc destul de tare, chiar dacă e interesant. Trebuie să stau mereu cu pantalonii desfăcuți, că nu mai pot de burtă. Am burta mai mare decât pantalonii care i-am. Și e
chiar foarte tare, cum spuneam. Suntem aproape, n-am plinit 8 săptămâni și deja suntem pe drumuri. Să vedem cum o să decurgă tot drumul, vă mai povestesc de pe drum. Nu m-am mai filmat pe avion, nu m-am mai... Să mă împiedic aici de ceva. Nu m-am mai filmat. Deci... Acum o să trezi și asta să vorbească. Bună din nou! Acum s-o trezi și tipul ăsta să vorbească de la Kaufland când am apucat să filmez. N-am mai filmat pe avion. Am stat o oră întreagă am stat în avion, deoarece nu am avut nu știu ce... N-am putut să decoleze avionul pur și simplu. Am fost astăzi dimineață la spital, o să vă povestesc exact ce se întâmplă la spital și astăzi împlinim 8 săptămâni și le împlinim în țară. Să vă spun un lucru incredibil, ne primăm prin Kaufland și sunt o grămadă de feluri de ciocolăți, o grămadă, deci e absolut incredibil câte feluri și mie nu mi-e poftă de nimic. Deci nu mi-e poftă de nimic, chiar mă uit ce aș putea și o să-mi cumpăr, că doar sunt însărcinată și aș putea să mănânc, dar nu. Nu. Da, am venit în țară la nuntă, după cum vedeți, suntem deja în casa Mirelui, noi suntem nași și am venit de vreme, am ajuns primii, practic. Ne-am gândit că o să ajungem târziu și uite că am ajuns primii. Am venit la Mire, sunt foarte emoționați toți, deci e incredibil, zici că mă văd pe mine în ziua nunții mele și abia aștept să înceapă toată petrecerea. Vreau să zic că m-am trezit la 7 dimineața să-mi fac părul și machiajul. Nu, la 7 dimineața am fost. Am avut programare la machiaj și la păr. Deci gândiți-vă ce zi o să am eu astăzi. A ieșit chiar foarte, foarte mișto și machiajul și părul. Părul știu că o să mi se desfacă, o să-mi rămână creț, nu contează oricum. Nu am să dansez. Cert e că nu am să dansez, nu mă simt în stare, nu mă văd în stare. Având în vedere că trebuie să stau toată ziua în picioare, o să fie noaptea vieții mele. Și mi-am pus niște bijuterii așa cotentă de mo, foarte drăguțe, care sunt de firma U, de la Ungaro. Le am de o grămadă de timp. Vorbesc ăștia mai tare ca mine. Da, mă rog, bărbații ăștia. Ia uitați-vă aici. Da, știi care e problema? Că ați uitat o șosetuță? Nu-i șosetuță, e mănușa cu care să hai, nu atingem, mănușă. Să nu fim... A, ca să ne atingi, Doamne. Deci fii atent cum s-a adus buchetul miresei. Deci cred că mireasa nu o să afle sau o să afle de la mine. După nuntă, o să publicăm clipul după nuntă. N-a ajuns acolo, măi. Așa. Da. Deci când spune fotograful 1, 2, 3 și atunci indicați. Da. Așa, lumină. E ultima noastră noapte aici și ultima noastră noapte în România. Și soțul meu face dansul ploaie aici. Plecăm și noi. Dacă vine ploaia, dacă urmează ploaia, din cauza soțului meu că face dansul ploaie. Cum să spun bună din nou dacă clipul ăsta e continuarea vlogului? Filmez diferite părți și după aia le lipesc. Cum ai să primă comandă, hai? Nu. E ultima zi în România și am vrut să filmez mai multe chestii, dar am fost foarte obosit de la nuntă. Ne-am distrat foarte frumos la nuntă, deci a fost incredibil. Am venit de la Satu Mare direct înapoi în Sighet. A fost un drum. Eu am dormit tot drumul. Cel puțin asta mi-amintesc eu. Nu mi-a spune altceva. Eu am dormit, deci n-am povestit cu nimeni. Lumea spune că eu mențineam conversații cu toată lumea, dar eu, de fapt, dormeam. Eu nu amintesc nimic. Eram foarte obosită. Și
Trebuie să ne strângem lucrurile de pe aici, să lăsăm... Am cumpărat o grămadă de haine de bebeluș. Cred că o să fac un haul de bebeluș, de haine de bebeluș, când o să vină pachetul, pentru că o să lasă... Poți să nu mai faci mutre, te rog frumos, după telefon. Am să cumpăr nimic. Am cumpărat haine de bebeluș. O să mi le trimite mama pachet. Am primit și niște oale cadou de la bunica. Te rog frumos, lasă-mă să filmez. Nu știu cum să-ți explic, în ce limbă să-ți mai spun. Și o să fac un haul, ar fi drăguț. Dacă mi-amintești și am timp, când mi-ajunge pachetul, să fac un haul cu lucrurile de bebe ce am cumpărat. Lasă-mi burta în pace, nu? Da, e burta noastră. Acum e burta... Ce burtă de aici? Nu. Și cam atât. Avem 8 săptămâni și 3 zile. Avem deja 8 săptămâni și 3 zile și atâta m-am lăudat la nuntă, că n-am întrebat lumea cum e cu sarcina, cum te simți, cum nu știu ce. Și eu mă lăudam, nu? Eu sunt bine, bine. Am și eu greutățile mele, dar sunt bine, n-am vomitat, nu așa. Până la nuntă. Deci la nuntă stăteam, cum era? Am adus rață, eu cu puiul am o problemă, nu pot să-l miros. Și la nuntă o adus rață, o pus pe farfurii și când am simțit miros, am zis soțului, ia apă minerală și hai să plecăm de aici. Și am plecat afară și eram zici că eram, cred că lumea se gândea, uite și asta cât o mai băut, știi? Deci stăteam, am mirosit rață în, te rog frumos, nu mă mișca, no. Hai, dacă te deranjează mirosul picioarelor mele, asta este, îmi pare rău. Deci, au adus rață la restaurant, iar eu după aia am mers să dau la rață afară. Deci a fost incredibil. Și după aceea am plecat pe la vreo 3:30-4 de la restaurant. Am plecat printre primii, din păcate, dar n-am mai rezistat. Deci chiar n-am puterea. Eram cu ochii roșii, mă forțasem să dau afară și mi-era chiar rău. Deci am aici un personaj care nu face altceva decât să se bage în seamă aici. Vezi că te filmezi pe tine. Așa, să vadă lumea ce faci timp ce eu filmez. Nu mă lași în pace. Mai rău ca și copii. Și cam așa parcurge sarcina mea. Eram mereu cu mine pe drum cu tot felul de batoane din astea fitness și Nesquik și mereu eram... În caz că mi-e foame, în caz că... 8 săptămâni și 3 zile. În caz că mi-e foame și în caz că am pofte, dar nu prea am pofte. Sunt foarte ciudată. Am pofte de fasole și de mâncăruri. Și mănânc foarte des. Deci am fost astăzi... Asta e prea lung. Am fost astăzi dimineața la mama și am mâncat. După care am mers la bunica și am mâncat iară. După care am mers la părinții Mirelui și am mâncat din nou. Deci nu-i problemă. Dacă se pune mâncare pe masă, eu mănânc. Deci chiar nu am nicio problemă la chestia asta. Dar dacă mănânc și după aceea în vreo 2-3 ore nu mai văd mâncare în jurul meu, fac urât de foame. Deci mi-e rău de la foame. Nu înțeleg chestiile astea. Și sunt foarte obosită. Cred că am nevoie de o săptămână de recuperare după zilele astea în țară. Ce faci, Tobu, cu chipsurile? Bine, aprinde televizorul. Aprinde televizorul, gata, terminat de vorbit, gata. Ce s-a întâmplat? Ai pierdut semnalul de la parabolică?